Deșteptarea. Până să murim de virus, o să îngropăm România. Odată cu primii morți de virus, adevăruri pe care n-am vrut să le vedem vor deveni realități. Într-o săptămână, România va avea peste mii de infectați declarați și zeci de morți. Într-o lună, vom număra peste 10.000 de bolnavi și sute de morți. Vom vedea un vârf al îmbolnăvirilor, zeci de mii și al morților, în următoarele 3 până la 6 luni. Vom trăi o revenire a epidemiei în toamnă până când vaccinuri și medicații salvatoare vor deveni disponibile. Un șoc pentru care nu suntem pregătiți. Black Swan. Vor apărea și altele, economice, sociale, politice, pentru care suntem la fel de nepregătiți. Disruption. Lupta cu virusul, această babă oarbă care îi ucide mai ales pe cei în vârstă, poate dura 6 până la 12 luni. Cu fiecare zi care trece, frica, panica, lipsa de activitate și bani vor arunca România într-o isterie colectivă. Vor revela tot ce poate fi mai rău un om și societate. O societate, România, fără lideri, fără planuri și strategii de criză. O Românie condusă de un președinte și un prim-ministru ascunși în palatele și vilele lui Ceaușescu, care ne transmit ordine prin milițieni. Marș în casă. O Românie cu banchieri confuzi și speriați de ce va urma. O Românie în care azi, Puținii oameni competenți care mai există în structurile de decizie sunt persiflați de impostorii de la butoane, în care mii de medici sunt expuși la boală și moarte fără să fie protejați, în care angajatorii nu știu cu ce își mai plătesc angajații, iar oamenii, familiile, arestați la domiciliu, se întreabă până când le vor ajunge puținii bani care le-au mai rămas. Soluții nu au. De trei luni de zile auzim și vedem, cu mici excepții, promisiuni și vorbe fără acoperire. Auzim țipătul surd al unei economii strangulate din panică și prostie. Vedem o Românie pe drumul cimitirului. Deșteptarea, cei care suntem o altă Românie. Timpul deciziilor se va reduce de la săptămâni și zile la ore. Provocarea e fără precedent, iar parametrii sunt clari. Coronavirusul e o gripă peste care 85% din populație trece fără urmări. Se imunizează. 10% au urmări, iar 5% mor, mai ales bătrâni și suferinți de diabet, boli cardiace, pulmonare, imunitate slabă. Dacă nu se inventează un vaccin, 70-80% din noi se vor îmbolnăvi. Ce decizie luăm? Amânăm contactul cu boala și paralizăm economia sau ne asumăm morții încercând să limităm numărul lor? Liderii politici și de business în majoritate bătrâni sunt speriați și panicați. Mesajele sunt confuze, așa cum sunt și purtătorii. Pentru România nu există perspectiva vreunui ajutor extern. Disponibilitatea de medicamente, materiale sanitare, măști, costume, ventilatoare este limitată, dacă nu inexistentă. România trebuie trecută peste turbulențele acestei pandemii, timp în care oamenii se vor imuniza, numărul de morți trebuie limitat. Viața economică și socială, securitatea alimentară, de sănătate, educația trebuie asigurate în această perioadă reconvertirea modelului economic și social la noile realități ale economiei virtuale sunt obligatorii. După criza economia va funcționa altfel. Ce și cum trebuie să facem, e clar. Economic și financiar. Un stimul urgent acordat economiei de 10% din PIB pentru perioada critică, sub formă de plăți directe ale salariilor, plăți directe pentru sectoarele din prima linie comenzi de stat pentru businessuri, mass media și alte instituții de comunicare, subvenții și credite de investiții pentru reconvertirea unor capacități de producție la nevoile de medicamente și produse medicale, a noilor modele de business virtuale, a sectoarelor critice pentru supraviețuirea autonomă a României. Asigurarea pentru adulții salariați aflați în carantină salariului integral minim pe economie, fără restricția de a desfășura și alte activități plătite finanțarea companiilor care decid să-și continue activitatea folosind un mix de muncă la domiciliu și muncă la sediu cu comenzi de stat. Finanțarea învățământului la distanță pentru toți cei peste 2 milioane de elevi și studenți. Subvenționarea copilului, nu a părintelui, cu minimum un salariu net pe economie peste alocația de stat. Încurajarea personalului să continue activitatea și reorientarea celor în șomaș către sectoare aflate în activitate cu cerere de muncă. Asigurarea resurselor de energie și a funcționării utilităților, inclusiv prin preluarea temporară a controlului statului asupra acestor sectoare. Sprijinirea directă cu comenzi, subvenții și credite a IMM-urilor. Finanțarea proiectelor de învățământ la distanță și a reconvertirii profesionale a celor care vor fi concediați din sectoare fără viitor după trecerea crizei. Predarea managementului economiei, sănătății, finanțelor către manageri și antreprenori competenți subordonarea băncilor comerciale băncii naționale în vederea asigurării fluxurilor de capital necesare economiei. În domeniul comunicării. Comunicarea trebuie făcută prin instituțiile credibile din media, pe care guvernul are obligația să le susțină material pentru ca orice reacție incontrolabilă pe social media să poată fi contracarată. Un buget de 5 milioane de euro pe lună, comens de stat pentru finanțarea campaniilor de informare și educare. Comunicatorii trebuie să fie credibili, profesioniști, specialiști. Oamenii trebuie să afle în timp real ce îi așteaptă, în fiecare zi, săptămână, lună. Mesajele trebuie să ofere soluții pentru întrebările esențiale. Cum ne îngrijim în caz de infectare? Pe cine protejăm mai întâi? Din ce trăim când suntem bolnavi? Cum muncim de acasă? Cum ne educăm? Cum respectăm instrucțiunile de criză? Cum ne destindem? În domeniul medical. Un miliard de euro pe lună alocat pentru cheltuieli în campanie antivirus. Trecerea controlului medical al campaniei în mâinile specialiștilor medicali, a managerilor de epidemie. Testarea de urgență a celor 50.000 de cadre medicale și asigurarea condițiilor de izolare pentru cei infectați. Asigurarea a 50.000 de costume de protecție și 100.000 de măști pe zi pentru personalul medical. Convertirea paturilor disponibile de spital în paturi de terapie intensivă asigurarea oxigenului și aparatelor de ventilație. Avem 1.600 de astfel de paturi dotate cu ventilatoare. Ne trebuie cel puțin 5.000 până la atingerea vârfului de îmbolnăviri. Asigurarea testării extinse a populației începând cu cei aflați la muncă. Folosirea responsabilă a fondurilor alocate Ministerului Sănătății și nu pentru interese de grup străine campaniei. Spitale de carantină, scheme de medicație ambulatorie și asigurarea medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu asigurarea și managementul celorlalte boli. Din punct de vedere administrativ, izolare obligatorie pentru bătrâni și copii, toți, asigurarea supraviețuirii celor 1.500.000 de bătrâni singuri din orașe și sate, prin alocarea resurselor financiare și umane către comunități și încurajarea voluntariatului. Reunirea, acolo unde se poate, a bunicilor cu nepoții pentru a elibera pe cei activi din familie. Urmărirea digitală a respectării condițiilor de carantină. România trebuie să iasă din această criză imunizată, solidară și cu o economie funcțională, pregătită pentru noul model post-criză. Cine va face asta? Poate un guvern de partid sau o clasă politică de politruci controlați de securiș să asigure supraviețuirea poporului român în aceste vremuri excepționale? Fiecare zi care trece ne va convinge că nu, dacă nu suntem deja lămuriți. La vremuri excepționale trebuie oameni excepționali. Avem nevoie de un plan care să răspundă tuturor întrebărilor și să ofere soluții în zile, în ore. Avem nevoie de lideri în toate domeniile, care să colaboreze, oameni cu competență și spirit de sacrificiu, care să ne treacă această mare de neliniști către noul țărm al existenței, unde atâția cât vom mai supraviețui, vom trăi altfel. Dacă acești lideri, oameni care există în România, nu ne arătăm, nu ne adunăm să salvăm această țară cu idei, competență și antreprenoriat. Cei care o conduc astăzi o să îngroape plângându-i de milă. Sau o să facă ce știu ei mai bine. O să ne îngroape întâi pe noi ca să aibă pe cine da vina. Și uite așa, pas cu pas, popor român, o să murim de boală, de foame, omorându-ne între noi, ca proști. Câți vom mai rămâne, ne salvează chinezii. Pentru ei, această molimă e oportunitate. De ce n-ar fi și pentru noi? Noi, cei care am construit România democratică și prosperă, dar care am uitat să avem grijă de ea, lăsând-o pe mâna politrucilor și a securiștilor. Noi, cei care știm și putem. Resursa umană de care are nevoie România, de care au nevoie familiile, copiii și bătrânii noștri. Asta e misiunea.